Desegregarea romilor prin aplicarea, gestionarea și operaționalizarea măsurilor de includere și reducere a excluziunii sociale, aplicând tactici integrate. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei. Dragii mei, iată-ne la o nouă ediție de Pulsul Comunităților, în cadrul căreia ne-am gândit să încadrăm diversitatea într-un domeniu căreia toți îi simțim lipsa, cel al sportului. Sportul înseamnă înainte de toate fair play. Respect reciproc, muncă în echipă, performanță, nu doar pe teren, ci și în tribune. În lumea sportivă, fotbalul ocupă un loc de cinste, în România fiind probabil cel mai vizionat spectacol sportiv. Din cauza intensificării manifestărilor care au degenerat în incidente cu caracter rasist pe stadioane, UEFA a decis să adopte măsuri drastice pentru stoparea rasismului în fotbal, acțiunile de informare, de prevenire și de sancționare a acestora, devenind astfel prioritatea numărul 1 a organismului tutelar al fotbalului european. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, UEFA a implementat noi reguli de comportament obligatorii pentru toți factorii implicați în fenomenul fotbalistic, nerespectarea acestora atrăgând sancțiuni aspre asupra cluburilor. UEFA a redactat cele 10 puncte ale planului de acțiune, care sunt următoarele. Emiterea unei declarații în care clubul să condamne rasismul și luarea de măsuri împotriva celor care scandează lozinci cu caracter rasist, declarația trebuind amplasată pe durata meciurilor pe teren, denunțarea rasismului trebuind făcută de asemenea public, tipărirea unui mesaj antirasist care să apară pe biletele puse în vânzare, interzicerea de materiale cu caracter rasist pe teren, în incinta stadionului și în tribune, luarea de măsuri disciplinare împotriva jucătorilor care incită la rasism, contactarea celorlalte cluburi pentru informarea asupra politicii antirasiste, elaborarea unor strategii comune între organizatorii de cluburi și forțele de ordine pentru a contracara manifestările rasiste, înlăturarea inscripțiilor cu caracter rasist de pe stadioane ca măsură prioritară, asigurarea egalității de șanse în cazul transferurilor de jucători și cooperarea între alte cluburi, agenții, suporteri, școli, organizații voluntare, cluburi de tineret, sponsori, autorități locale și poliție, în scopul desfășurării de programe, campanii de informare și de conștientizare asupra manifestărilor discriminatorii și rasiste. În România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a apreciat că discriminarea și rasismul trebuie eliminate din competițiile sportive și a organizat sau s-a implicat într-o serie de campanii, a făcut recomandări sau a aplicat amenzi pentru limbaj discriminatoriu. De-a lungul timpului, diferite organisme și organizații și-au unit forțele și au organizat campanii de tipul Uniți împotriva discriminării, Lasă rasismul în offside, Rasismul strică fotbalul, Nu rasism, nu violență, toate având ca scop promovarea toleranței, prevenirea și combaterea rasismului și a discriminării în sport. În legea 4 de pe 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive, este clar stipulat că organizatorii competițiilor sportive au obligația să interzică afișarea în arenă, în arena sportivă, desigur, a simbolurilor, sloganurilor, ori textelor cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, la ura rasială și națională, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel, la violență, indiferent pe ce suport ar fi ele inscripționate. Pentru a discuta aceste aspecte, am invitat alături de noi un expert, nimeni altul decât colegul nostru Adrian Brunello. Dragă Adrian, bine ai revenit în emisiunea noastră! Bună ziua, Alexandra! Mulțumesc mult pentru invitație! Îi salut și pe telespectatorii Apolonia TV. Nu știu dacă pot chiar să mă numesc expert în această problemă legată de discriminare, însă, într-adevăr, este un fenomen care se întâlnește pe scară largă și în lumea sportului. Și dacă ar fi să stabilim o clasificare a tipurilor de discriminare care apar în sport, am putea spune că există cinci tipuri. Este vorba despre discriminarea de gen, despre discriminarea rasială, despre discriminarea religioasă, despre discriminarea față de persoanele cu dizabilități și, bineînțeles, mai există și acea discriminare în funcție de preferințele sexuale ale participanților la competițiile sportive. Deci, din nefericire, în ciuda caracterului tolerant al sportului, se vede că întâlnim din ce în ce mai frecvent aceste manifestări agresive, atât de limbaj, cât și de violență fizică, reacții rasiste la adresa suporterilor sau efectiv a sportivilor. Care crezi că este efectiv motivul pentru care se întâmplă acest lucru?
Aș spune că această idee de toleranță este încă la stadiul de principiu. Suporterii, oamenii care merg pe stadion, nu sunt neapărat persoane tolerante. De multe ori se spune că acești oameni, o parte dintre ei, bineînțeles, nu generalizăm, dar în special galeriile, nu? Sunt niște oameni care refulează la partidele de fotbal, de exemplu. Adică ei sunt oameni care au anumite probleme, care au, bineînțeles, un serviciu, o familie, nu își pot exprima trăirile acasă sau la locul de muncă și atunci când ajung pe stadion cred ei că este normal să spună și să scandeze, să strige absolut orice. Iar, de exemplu, jucătorii de culoare cad victime acestui comportament fără vina lor. În special dacă este un jucător de culoare, să spunem, care este foarte valoros, merge în deplasare cu echipa lui, mai reușește să înscrie 2-3 goluri împotriva echipei gazdă. Normal că suporterii gazdelor nu-l apreciază și îl discriminează strigându-i tot felul de lucruri neadecvate. Ar trebui să existe anumite soluții și Federația Internațională de Fotbal, de exemplu, are o politică împotriva comportamentului discriminatoriu. Se poate ajunge chiar la depunctarea echipei gazdă, meciuri cu porțile închise. Bun, acum nu mai este cazul, exact, din păcate, exact. Pandemia de coronavirus a închis stadioanele și toate jocurile se joacă fără spectatori. Dar iată un lucru care se întâmplă, chiar s-a întâmplat la jocul de fotbal dintre Politehnica și Viitorul, care a avut loc ieri. Ofițerul de presă al clubului din Dealul Copoului a somat colegii jurnaliști la finalul partidei pe grupul de WhatsApp și a rugat să se abțină de la anumite comentarii la adresa arbitrilor sau la adresa jucătorilor adversi. Fiind puțini oameni în stadion, îți dai seama că orice strigă cineva din tribune se aude foarte ușor. Da. Și aici chiar e și ușor de identifica persoana care a făcut acea afirmație și, până la urmă, singurul care pierde și care suferă este clubul gazdă. Corect. Și noi ca suporteri. Și noi ca suporteri, da. Legat de discriminarea de gen, am putea spune că ar trebui să existe mai multe echipe feminine și există multe sporturi, dar, de exemplu, iată, în fotbal încă nu este, fotbalul feminin nu este foarte apreciat, deși aș spune că o partidă dintre Japonia și Statele Unite desfășurată în 2015 la campionatul mondial de fotbal a avut o audiență record de 25 de milioane de telespectatori. Un lucru interesant și astfel, dacă ar exista mai multe echipe, cu siguranță și suporterii s-ar obișnui cu sportul feminin și s-ar abține de la anumite scandări. De ce crezi că rasismul este o problemă atât de pregnantă în fotbal? Sau mai bine spus, de ce crezi că fotbalul, sau poate nu crezi asta, de ce fotbalul prilejuiește mai multe manifestări rasiste decât celelalte sporturi în România, de exemplu? Simplu, în primul rând pentru că este considerat sportul rege, este cel mai apreciat. Bun, numărul de spectatori a scăzut dramatic în ultimii ani și datorită calității fotbalului prestat de către echipe, dar oricum, spre deosebire de o sală polivalentă care adună puțin spectatori la un meci de handball, la un meci de volei, un stadion de fotbal totuși încă mai atrage pasiuni. Există acele galerii care nu prea le întâlnești în alte sporturi. Acolo merge lumea la meciuri ca și simpli suporteri, dar nu găsește efectiv galeriile. Cu unele excepții. Uite, mi-amintesc când CSM București a jucat în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, a jucat cu formația Gyor din Ungaria, meciul s-a jucat la Budapesta. Acolo ungurii chiar iubesc handbalul feminin și au o galerie și CSM-ului nu i-a fost ușor și datorită scandărilor din tribune. Deci asta este ideea în fotbal, este sportul cu cea mai mare audiență și de aceea există și aceste comportamente. Plus că jucătorii de culoare au început să se mulțească.
Inclusiv aici la Iași avem jumătate de echipă este de culoare, jucători aduși din toate colțurile Africii de către Mircea Rednic. Ei nu au apucat să aibă asemenea probleme pentru că au jucat fără spectatori, dar în general la Iași publicul este civilizat, nu discriminează în funcție de rasă sau de culoare. Și da. Ce înseamnă pentru un club, vorbea de diversitate, ce înseamnă pentru o echipă de club diversitatea jucătorilor săi? Cât este de importantă? Nu prea este importantă în fotbalul mondial actual. Dacă ne uităm în campionatul Franței, jumătate din sau trei sferturi din jucători sunt de culoare. Chiar era și eu acum ceva timp o poză interesantă pe Facebook cu componenții echipei naționale de fotbal a Franței din 1998 și din 2018. În 1998 am impresia că era un din 11, unul singur era de culoare, iar acum a ajuns să fie unul singur alb. Dar în Franța, în Anglia, ei practic se nasc acolo. Deci au venit de multe generații, se nasc acolo și sunt cum asimilați populației locale. Nu mai există această problemă de discriminare. În schimb, în alte părți, în alte campionate se întâmplă și în general, ți-am spus, apar scandările atunci când un jucător marchează împotriva formației gazdă, adică iese cu ceva în evidență. Altfel, nu prea. De exemplu, portarii mai au problemă asta, galeria încearcă să-i intimideze, poate scapă o minge și marchează clubul gazdă. Dar altfel, în general, este totuși un fenomen, spun eu, nu foarte răspândit și mai ales pentru că FIFA are aceste sancțiuni drastice care se aplică cluburilor care sunt în vină. Totuși, am auzit frecvent scandate lozinci bazate pe utilizarea în sens negativ a termenului de țigan, de tipul moarte țiganilor. Am avut și vom avea mereu boală pe țigani. Antonescu de treia pe țiganii omora, a mai murit o cioară sau... Da, aici este un subiect sensibil datorită afinității mele pentru clubul Rapid București. Tocmai ai citat unele din scandările care sunt adresate de către fanii FCSB-ului sau cei ai lui Dinamo în jocurile contra Rapidului. Acolo nu știu dacă neapărat este rasism, este o idee de care s-a propagat în timp. Ok, suporterii Rapidului mulți sunt de lângă podul Grant, din Ferentar, din Giulești, o populație de etnie romă, o parte dintre ei. Și așa au fost denumiți. În schimb, chiar am apreciat Bănel Nicoliță, da? Toată lumea știe, este din Brăila, el este rom, nu? Chiar la un joc Steaua Rapid, fanii Rapidului de data aceasta l-au jignit pe Bănel și Bănel a dat dovadă de un fair play absolut ieșit din comun când a fost chemat la comisii să spună dacă l-a deranjat și cum percepe el scandările care i s-au adresat din tribună. A fost mai mult decât onest și a spus că el nu a auzit nimic și că din punctul lui de vedere nu trebuie sancționat clubul gazdă. Totuși, un comportament demn de lăudat. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării consideră aceste atitudini ca având un caracter de propagandă naționalist șovină și de instigare la ură de rasă și care vizează atingerea demnității și crearea unei atmosfere de intimidare, ostile și ofensatoare, evident față de minoritatea romă. Și știi foarte bine că istoria ne-a arătat spre ce conduc asemenea manifestări și atitudini. Exact. Și acest un lucru similar se întâmplă și atunci când, de exemplu, joacă România cu Ungaria. Nu? Chiar îți spuneam de meciurile fetelor de la CSM în Ungaria și la noi este valabil. Mi-amintesc de un joc când Dinamo a evoluat în cupă cu Cic Zereda, Miercurea Ciuc, și acolo tot stadionul era plin de
etnici maghiari, nu? Și ei jigneau pe Dinamo și normal că trebuie sancționat asemenea comportament. Vorbind de sancțiuni, bun, ca urmare a proliferărilor acestor manifestări și atitudini discriminatorii de tip rasist și violent, s-au luat măsuri. Spuneai, amenzi, obligativitatea de a juca meciurile considerate pe teren propriu pe alte stadioane. Sau fără spectatori. Exact, disputarea meciurilor fără spectatori. Cât de eficiente crezi că sunt aceste sancțiuni? Depinde de nivelul de înțelegere al oamenilor care fac parte din publicul gazdă. Până la urmă, cluburile plătesc amenziile, dar asta este cea mai mică durere, dacă pot să o spun așa. Durerea mare este când evoluezi într-un meci pe teren propriu fără aportul publicului. Amenda se plătește, dar faptul că la un meci nu ai aportul suporterilor tăi contează foarte mult în deznodământul acelei partide. Se fac tot felul de, bineînțeles, și în timpul jocului, când se observă asemenea comportamente, cranicul stadionului încearcă să detensioneze atmosfera, să îi liniștească pe suporteri. Dar dacă ne gândim la Anglia, la țara care a inventat practic soccerul, nu fotbalul, acolo astfel de comportamente sunt pedepsite exemplar. Sunt identificați suporterii respectivi, sunt amendați drastic și de asemenea li se interzice să mai pătrundă pe stadion. Practic ei au un fel de condamnare care le interzice. În momentul în care echipa lor joacă acasă, ei între cele două ore a jocului trebuie să se prezinte la secția de poliție și urmăresc meciul la televizor din secția de poliție. Dureros. Da, dureros, dar eu cred că este o măsură care chiar îi liniștește. După 6 luni sau un an de asemenea pedeapsă, cu siguranță a doua oară nu vor mai repeta. Și crezi că românii și-au învățat lecția? Este rasismul în fotbalul românesc o boală care poate fi vindecată? Eu cred că da, dar trebuie răbdare. Chiar sunt curios, după ce ne va ajuta Dumnezeu și vom scăpa de această pandemie, cum se vor manifesta suporterii pe stadion. Da, e de urmărit. Mai civilizat sau, din contră, vor refula toate frustrările acumulate în cele 9 luni, un an, Dumnezeu știe când se va putea merge din nou pe stadioane. Pentru că, iarăși aici, bun, manifestările publice sunt permise în momentul actual cu 500 de oameni, nu? Mulți spuneau, de ce nu lași pe stadion 500 de oameni? Într-adevăr, pe stadion îi poți răsfira, dar la intrare ce faci? Plus că sunt atâtea incidente între suporteri la intrare, mai iese și câte o bătaie, cuvinte dulci, e greu. E greu, dar să sperăm că vom reuși să depășim. Un alt fenomen sunt acele torțe, care iarăși nu au ce căuta. Dacă ți se spune clar că nu ai voie cu torțe, cu fumigene pe stadion, ai noștri tot vin și le aruncă pe teren. Sunt și atâtea meciuri internaționale în care echipa României a evoluat fără spectatori, tocmai datorită comportamentului rasist. Avea acest conflict al nostru cu ungurii, continuă indiferent de... Și chiar nu și-are rost, adică joacă România, nu știu, dau un exemplu, cu Danemarca, cu Norvegia și spectatorii au o problemă cu Ungaria și cu fanii unguri. De ce? Și cum crezi că putem educa suporterii în spiritul fair play-ului? Cred că social media poate juca un rol important. Chiar aici la Iași se desfășoară o campanie absolut impresionantă pe social media, cu mesaje pentru fani. Fanii sunt implicați în viața echipei, cunosc tot ce se întâmplă, când au băieții antrenament, cât mai e până la meci, imagini de la antrenament, de la pregătire, de la sosirea la stadion, filmulețe și inclusiv acest comportament civilizat poate fi promovat prin social media, care în prezent știm cu toții că este cel mai accesat mod de informare, nu? De către populație.
Vorbim adesea despre comportament gregar sau mentalitate de turmă, însă eu aș prefera să vorbim puțin despre curajul civic și despre cum ar trebui să ne comportăm când suntem martorii unei asemenea atitudini deviante în tribune. Există un mod corect și fără repercursiuni, desigur, pentru propria persoană de a atrage atenția celui de lângă noi atunci când se manifestă într-o manieră deplasată? Bineînțeles că se poate, nu? Că este foarte greu și foarte riscant. Din nou, făcând o paralelă cu această pandemie de coronavirus, observăm cum reacționează anumite persoane când cetățeni onești le atrag atenția că nu poartă mască într-un mijloc de transport, corect, într-un supermarket, nu? Se simt ofensați, jignesc. Ei, pe stadion e dificil, că nu știi cu cât prieteni mai este persoana respectivă alături. Poate să iasă un conflict pe care nu și-l dorește nimeni. Dar, totuși, jandarmeria există acolo, este acolo pentru a asigura liniștea și pagina și buna desfășurare a evenimentului sportiv. Și atunci, dacă consider că dacă o persoană care observă un asemenea comportament avertizează frumos, elegant, îi atrage atenția, îi spune nu mai presta asemenea cuvinte, pentru că până la urmă tot clubul nostru va fi sancționat, s-ar putea ca acei oameni să înțeleagă și să-și schimbe comportamentul. Pe lângă calitatea ta de conferențiar în cadrul Universității Apolonia din Iași, predai și la Liceul Tehnologic Economic Virgil Magiaru. Ce trebuie să învățăm pe cei mai tineri dintre noi pentru a preîntâmpina în viitor astfel de manifestări? Consider că pe cei mai tineri trebuie să îi învățăm, în primul rând, că toți oamenii sunt egali din punct de vedere rasial, din punct de vedere al sexului, masculin sau feminin, indiferent de religia lor, nu? Față de persoanele cu dizabilități, cu atât mai mult trebuie să fie toleranți, dacă pot să-i ajute, și inclusiv față de aceste comunități LGBT, nu? Pentru că și acolo sunt multe discriminări în unele țări. În altele, gen Olanda, este absolut normal și cu siguranță nimeni nu-i critică. În schimb, în alte țări mai conservatoare, și România este o țară conservatoare, nu? Dar, exact cum ai spus, dacă elevii sunt învățați de mici cu privire la aceste valori, la valorile pe care ar trebui să le promoveze, egalitate, fraternitate, întreajutorare reciproc, atunci ei vor băga la cap ideea și cu siguranță nu vor, când vor deveni adulți, nu vor manifesta asemenea comportament discriminatoriu. Apelez din nou la experiența ta și te întreb cum este incorporată această educație în spiritul toleranței la nivel de practici în școli? Este incorporată, în special pot spune că la orele de dirigenție se discută despre aceste chestiuni, sunt invitați și specialiști din domeniu care le vorbesc elevilor și le oferă exemple concrete. Iată, sportul este numai unul din domeniile în care acest fenomen al discriminării apare, din păcate, și dacă toată lumea își dorește ca el să fie eliminat, atunci cu siguranță se va și reuși acest lucru. Încet, încet, nimeni nu se întâmplă peste noapte, dar cetățeni responsabili, cetățeni care cred în valorile pozitive, atunci acești oameni vor putea eradica fenomenul discriminării. Drag Adrian, ca întotdeauna a fost o încântare să conversez cu tine. Trebuie să-ți mărturisesc că am fost dublu motivată să te invit astăzi. Pe de o parte, pentru că ești de acasă și politica televiziunii noastre, în acord cu recomandările sanitare de siguranță, este cea de limitare a contactului cu invitații din exterior la interacțiuni telefonice. Cel de-al doilea motiv, evident, a fost strict profesional. Dacă data trecută te-am invitat în calitatea ta de profesor, astăzi, după cum bine ai văzut, am avut nevoie de experiența și cunoștințele tale pe care le-a
acumulat ca moderator al emisiunii Săptămâna Sportivă. Ca de obicei, ai fost absolut prompt și minunat. Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație și, ca de obicei, a fost o plăcere să fiu aici alături de tine și sunt convins că și telespectatorii noștri vor aprecia emisiunea, care a ieșit, din punctul meu de vedere, foarte, foarte bine. Și am dezbătut probleme importante. Să sperăm că acest fenomen al discriminării chiar va dispărea, pentru că nu și-are locul și cu siguranță nu și-are locul într-un stadion sau într-o sală de sport. Ca urmare a unor incidente constatate de-a lungul timpului de pe stadioanele din România, poate unii dintre noi ne-am pierdut din înflăcărarea cu care susțineam odinioară fotbalul și echipele favorite și poate că am ales să ne dedicăm atenția unor sporturi mai puțin afectate de scandări rasiste sau de violență. Însă acum, trăind în izolarea ultimei perioade, poate realizăm că magia competițiilor pe care o experimentăm în tribune este de neînlocuit și nu constă în sloganuri rasiste, în lozinci denigratoare, în injurii și calomnii. Iar ceea ce ne lipsește nu este atmosfera ostilă, degradantă, umilitoare și ofensatoare, ci sentimentul de unitate și apartenență la o comunitate de susținători a aceluiași sportiv, atlet sau echipă favorită. Pentru că a fi suporter înseamnă a trăi împreună intensitatea competiției, dar în același timp înseamnă apreciere pentru voință, curaj, inițiativă și disciplină. Și asta este ceea ce trebuie să ne educăm, să simțim și să exprimăm. Nu lăsați ca bucuria de a susține un sport minunat să vă fie întinată de ostilitate și intoleranță. Haideți să fim mai curajoși și mai uniți în a ne exprima dragostea față de un sport fabulos, în a-i reduce la tăcere pe cei care ne oprimă bucuria jocului și în a ne educa reciproc în spiritul de fair play, toleranță și respect. Desegregarea romilor prin aplicarea, gestionarea și operaționalizarea măsurilor de includere și reducere a excluziunii sociale, aplicând tactici integrate. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, AXA Prioritară 4, Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei.